cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Pe 19 octombrie 2023, o nouă emisiune la cafeaua de dimineață, pe Mesagerul din Neamț și Știri din Neamț. E o dimineață interesantă pentru noi, deoarece astăzi a apărut Mesagerul de Neamț cu numărul 600. Nu pot decât să îmi plec, să-mi scot pălăria în fața cititorilor care ne-au făcut să rezistăm atâta timp. Și să mulțumesc tuturor celor care de-a lungul celor ani din 2011 până acum au scris la Mesagerul. Unii sunt, alții au plecat, alții au venit, dar Mesagerul încă a rămas. Și ca să spun așa, nu ne gândim la închidere sau la migrări spre alte zone ale mediei, deocamdată ne gândim la dezvoltare. Acestea fiind zise, să trecem mai departe cu emisiunea. Așa cum ați putut vedea din promo-ul făcut, invitat astăzi primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mă bucur să vă găsesc la ceas aniversar, dacă spunem așa, și dați-mi voie să încep prin a vă ura la mulți ani și să constat că lucrurile mari și importante se fac cu adevărat în pași mărunți, ceea ce faceți dumneavoastră de zeci de ani. Felicitări dumneavoastră și întregii echipe pentru faptul că nu spuneți întotdeauna ce-și doresc politicienii, ci ceea ce trebuie să știe cetățenii. Cred că e mai mult decât suficient. Asta este sintetizat cam ceea ce ar însemna ce am făcut noi aici la Mesagerul, cât am putut, după puterile și mintea noastră. Acum să trecem mai departe, să vedem ce ați făcut după... De când n-am mai venit, nu? Exact. Au trecut două săptămâni, ați fost plecat săptămâna trecută la Bruxelles. Săptămâna trecută am fost la Bruxelles, da, la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor. A fost acolo un context de a înțelege și a auzi chiar din inima Europei despre principiile și obiectivele pe care le avem pe termen scurt, mediu și lung, ca și comunități integrate european. A fost și o ocazie de networking și de discuții cu aleși locali, primari, viceprimari, consilieri locali, consilieri sau oameni de administrație la nivel regional, despre probleme care se regăsesc, o să fiți surprinși, peste tot în Europa, la diverse dimensiuni. Și ceea ce m-a surprins și poate cred că și elementul care m-a încărcat puțin pozitiv, pentru că se vede așa un climat de supărare, de întristare, de îngrijorare, de nemulțumire permanentă, în special pe rețelele de socializare, aici la Piatra Neamț, dar oriunde în Europa. Am fost foarte surprins să aflu că aceleași probleme cu privire la faptul că fie culoarea, fie lungimea, fie înălțimea, fie aspectul, fie durata lucrărilor, fie modalitatea în care se lucrează, ne mulțumește și pe locuitorii Budapestei, și pe locuitorii Bragăi din Portugalia, și pe locuitorii din marile orașe italiene, și pe cei din Franța. Este un climat înclinat tot timpul spre a protesta, inclusiv față de ceea ce se face și față de ceea ce nu se face. Concluzia este simplă. Nu trebuie să ne învinovățim când facem lucruri. Trebuie să căutăm, să vedem care dintre nemulțumiri sunt întemeiate, se justifică și ce din acele nemulțumiri putem corecta, îmbunătățind inclusiv aspectele care țin de ordin tehnic. Cam asta e rezumatul. Eu vreau să fac o completare apropo de asta. La Piatra Neamț situația e specifică, pentru că aici toate aceste lucrări vin după o perioadă lungă de, sigur, hai să-i spunem, inactivitate edilitară. Ca să nu mai... Suntem la sărbătoare, știți, și nu vreau acum să mă
să mă apuc să pescuiesc pești mai mari sau mai mici. Păi ultimele trei investiții majore în municipiul Piatra Neamț au fost Trepândola, care s-a făcut pe credit, a fost și Curtea Domnească. Curtea Domnească și pasajul, de peste Cuiești, în platforma de peste Cuiești și inclusiv intersecția. În rest, nu s-a mai făcut altă lucrare majoră din 2013 și până astăzi, deci aproape 10 ani, nu s-au mai făcut investiții consistente în Piatra Neamț și oamenii datorii. N-au trecut prin acest antrenament, prin această pregătire atunci, curentă, de a se întâmpla lucruri, de a fi șantiere care au o finalitate de termen mediu și lung. De șantiere concomitent. Și mai ales concomitent, asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Pe cele trei culoare asta de circulație importante din oraș, că eu nu le spun de mobilitate, că nu sună mobilitatea bine. Este termenul oarecum pompos determinat de natura proiectelor, pentru că trebuie să înțelegem că aici e vorba de proiecte integrate, care vizează, sunt mai multe proiecte, sunt 7 proiecte, care vizează un obiectiv comun și anume îmbunătățirea mobilității urbane. Dar de fapt noi ce facem? Modernizare de drumuri, de trotuare, de căi de acces, de piste pentru bicicliști, de accesibilizarea pietonilor, semaforizare inteligentă și modernizarea transportului public. Vreau să spun că au început să vină întrebări, o să rog pe cei care au depus întrebări, haideți să punem întrebări care chiar să poată avea un element constructiv în ele. Eu răspund la tot ce mă întrebați. Da. Deci, doamna Simona, bună dimineața, ce se întâmplă pe Decebal și Traian după expirarea termenului de finalizare, respectiv 30.11.2023? Se va mai lucra la iarnă? Păi nu ne oprim în mijlocul drumului cu lucrarea. Prelungirea au mai fost și înainte. Contractul a fost inițial semnat pentru 8 luni. La finalul lunii iulie s-a împlinit primul termen. Vă referiți au fost la apă? La apă. Deci aici ai întrebarea apă, și apă și... Și apă. Păi sunt lucrări care nu pot merge separat. Ele trebuie văzute împreună și pe mine mă bucură că executantul lucrării de apă este și parte în contractul de execuție pe lucrarea de drum. Pentru că nu poate să ne spună, nu poate să vină nimeni să ne spună că știți, pe mine mă încurcă, eu nu pot să fac lucrarea de modernizare a drumului, că mă încurcă lucrarea de apă. Păi cine face lucrarea de apă? Deci, lucrurile astea sunt presupun și un mic avantaj, dar există o serie de situații care sunt independente și nu țin de voință sau reaua voință sau capacitatea de lucru a constructorilor, cum a fost, de exemplu, absența unui furnizor care să vină să livreze țeava în perioada inițială a contractului. Au fost aproape 5 luni pierdute pentru că nu s-a găsit un furnizor de țeavă, de oțel agrementată cu conform cerințelor și normativelor în vigoare. Asta ne-a împiedicat în primele luni să ne desfășurăm activitatea. Lucrarea a început undeva în aprilie pe parte de canalizare menajeră în zona Bulevardului Traian, partea dinspre Liceul de Chimie și cred că abia la 1 iulie am început efectiv să lucrăm la pozarea și instalarea conductei de apă. De atunci și până astăzi ritmul a fost unul alert. Se lucrează pe fronturi multiple, se lucrează la capacitatea maximă a constructorului, care pe măsură ce a închis alte șantiere în țară și a mobilizat echipele aici la Piatra Neamț. Astăzi se lucrează pe mai multe segmente în ceea ce privește instalarea, sudarea conductei de apă, pozarea și sudarea conductei de apă și, de asemenea, pe mai multe fronturi la montarea de realizarea de branșamente, cămine și racorduri. Sunt lucrări necesare. Bun, acum întreb. Eu am stat de vorbă cu constructorul care trebuie să toarne asfaltul. Da. Care mi-a zis așa, domne, chiar de acum două săptămâni, dacă nu mă înșel, nu, imediat după. Domne, noi suntem pregătiți, dar așteptăm un ordin
de lucrări de la dirigintele de șantier sau ceva, exact, pentru, dispoziție pentru de acea placă de beton care trebuie pusă s-a dat, știți ceva? Dispoziția era la verificatorul de proiect acum 2 zile. Ieri, din informațiile pe care le aveam din angajamentele proiectantului, ieri trebuia să ajungă la primărie. Odată ce nu a venit nimeni să îmi spună că nu avem documentul, presupun că lucrurile sunt în ordine și ne pregătim ca în următoarele zile, săptămâni, să se toarne betonul și respectiv să se usuce, pentru ca imediat după să atunci putem trece putea la să frezare trece și la turnarea stratului de asfalt. Este vreo șansă ca această lucrare să termine până la finalul anului? Obligatoriu. Petraian și piața Mihail cu Gălniceanu 100% trebuie să terminăm până la finalul anului, inclusiv stratul de uzură, adică stratul de egalizare, strat de binder, strat de uzură, 3 straturi de asfalt se vor turna. Încercăm să ne mobilizăm și mai bine și să ajungem până la Casa de Cultură, în așa fel încât s-ar să putem deconta cât mai mulți bani din exercițiul financiar pe care îl încheiem anul acesta și să lăsăm cât mai puțin bani pe care să-i tragem din exercițiul financiar următor pentru a avea front de lucru cât mai consistent pe exercițiul financiar următor în continuare a proiectelor pe care le facem astăzi. Bineînțeles că urmează chiar în ordinea sosirii întrebărilor. Bine, se face că ni se spune că realizări trecute au mai fost și parcarea de peste Cuiești. Dar ați amintit-o. Da, am amintit-o. Bună dimineața! Podul de la spital când va fi deschis? Pentru podul de la spital lucrurile sunt aproape finalizate. Mai trebuie instalată balustrada, mai trebuie mutați 5 stâlpi de electricitate și mai trebuie niște lucrări la canalizațiile tehnice aparținând, din câte știu, telecomunicațiilor, canalizațiile de telecomunicații. Aceste lucruri nu depind 100% de primărie și nici 100% de constructorul pe care noi îl avem angajat pe primărie, pentru că sunt lucrări de specialitate care trebuie realizate de firme agreate, certificate pe partea asta de telecomunicații speciale și pe partea de electricitate. Eu zic că săptămâna viitoare toate lucrurile ar trebui să convergă către darea în circulație a podului. Pentru că partea de stâlpi e un lucru care se poate realiza, probabil va trebui să restricționăm puțin circulația în zona intersecției de la spital, nu probabil, cu siguranță, pentru că trebuie să asigurăm un perimetru de siguranță pentru toți participanții la trafic. Rămâne ca colegii mei de la tehnic împreună cu proiectanții și constructorii acestor lucrări să se pună de acord cu privire la dată și momentul în care se va întâmpla acest lucru și săptămâna viitoare ar trebui ca podul de la spital să fie dat în circulație atât pentru pietoni cât și pentru traficul auto. Tot în ordine și tot firesc și logic. Bună dimineața! Când se va da drumul la banda de autobuze? De fapt, se referă când se va da, când se va circula conform a ceea ce a fost programat. Am înțeles întrebarea. Cine va avea voie să circule pe banda aia, ca să citez exact? În momentul de față, vă spun despre stadiile discuțiilor pe care le avem și a regulilor pe care urmează să le setăm. Să nu se ia nimic ca fiind cu grad de certitudine și cu grad că asta se va întâmpla de la data de. Ceea ce trebuie să fie clar pentru toată lumea, nu se va aplica sub nicio formă restricționarea pe o bandă de circulație, de exemplu să nu aibă acces decât autobuzele pe banda de mobilitate, până nu se termină proiectele de mobilitate. Adică
Imaginați-vă cum ar fi acum, când tot traficul de pe oraș este mutat aproape pe variantă, tot ce înseamnă partea de tranziție dinspre Bacău spre Bicaz, precum și tot ce leagă Mărățeiul de Precista și invers, s-a mutat cu precădere pe variantă, pentru că pe Traian și pe Decebal sunt foarte multe lucrări care au legătură cu conducta de apă și, evident, faptul că astăzi nu se circulă pe pod. După ce vom da drumul la pod, după ce vom înainta cu lucrările de asfaltare pe Traian și pe Decebal, lucrurile se vor regla de la sine. Putem vorbi despre restricții pe banda de autobuz, unde vom lăsa astăzi, la nivel de discuție, autobuzele, vehiculele aparținând transportului public și taxiurile, vor circula pe banda dedicată pentru autobuz, rămân ca celelalte vehicule să circule pe banda de trafic general. Încercăm ca pe măsură ce și regulamentele se clarifică la nivel european, că în momentul de față, dacă discuți cu un expert în mobilitate urbană, nu știu, de la o societate sau de la o organizație de dezvoltare durabilă sau de la un organism european, vei auzi trei versiuni diferite. Deci în momentul de față nu ne este 100% foarte clar care sunt restricțiile și impedimentele pentru a stabili un regulament propriu în baza căruia să permitem accesul pe banda dedicată de autobuz anumitor categorii de vehicule pe care decidem noi să le ducem pe acolo. Deci, nu se pune problema ca imediat ce finalizăm varianta să se restricționeze traficul pe banda dedicată, trebuie să terminăm și Traian și Decebal. Decebal pe întregul tronson. Asta înseamnă că undeva în vara anului viitor, probabil vom începe să testăm în primă fază cum ar funcționa traficul cu bandă dedicată pentru autobuz. Nimic nu facem în ideea de a încurca lucrurile, de a produce un disconfort major cetățenilor. Va fi o perioadă de testare, de învățare, sub nicio formă nu aplicăm ceva într-o manieră brutală pe care oamenii să nu accepte sau ceva care să nu funcționeze. Scopul acestor lucrări este mai binele, nu să ne încurcăm și mai mult. Acum sunt la întrebări, la o parte întrebările, să te vă întreb eu. Dumneavoastră sunteți mulțumit în momentul acesta de cum funcționează sistemul de semafoare pe asta, sau este tot așa o perioadă în care se testează, se lucrează, se refac niște planuri, pentru că părerea mea este că s-a mers pe niște planuri și ele acum sunt refăcute din mers. Situația asta în felul următor. În momentul de față, semafoarele care funcționează pe Dimitrie Leonida 9 Mai, pe primul coridor de mobilitate finalizat, sunt în perioada de învățare. Este un mecanism, un calculator care gândește, care calculează, care are o perioadă de acumulare de informații. Timp de minim 4 săptămâni trebuie să culeagă date despre trafic. Câte mașini intră de pe străduța cutare, câte mașini circulă pe segmentul cutare și în felul acesta culege date și definește scenariile optime de trafic. Acest sistem va învăța continuu și va optimiza timpii de și scenariile de roșu-verde în așa fel încât un participant la trafic să nu fie nevoit să aștepte de mai multe ori la semafor și pe cât posibil să nu aștepte a doua oară, să nu întâmpine a doua oară roșu în parcursul său pe respectivul traseu. Asta este teoria. Asta este ce ne-au spus specialiștii, proiectanții și ăsta este rezultatul la care mă aștept să ajungem de la 1 noiembrie. Nu vă spun că am avut discuții mai tensionate cu proiectanții și cu cei care au realizat sistemul de semaforizare. Tehnic am înțeles care sunt
impedimentele matematice, pentru că aici e într-adevăr un lucru extrem de complex, să poți asigura fluența verde, garanție de semaforizare perfect sincronizată și pe, și pe un sens de mers și pe celălalt. Mai ales că noi am intervenit cumva asupra proiectului. După cum bine știți, la un moment dat era o oarecare indignare pe rețelele de socializare cu privire la faptul că se interzice a se face stânga pe toate străduțele către Mărăței. Cum vii din spre piață către... Așa era inițial. Da. Și explic și de ce. De la Brădet și până la bretelele de la 1 mai nu se putea face stânga nicăieri. De ce? Pentru că scopul unui sistem de semaforizare este să asigure fluența și să evite apariția unor blocaje în trafic. În momentul în care ai doar două faze de roșu și ai două faze, doar două faze pentru că ai o intersecție cu străduțe laterale în unghi drept, să zicem, cum este de exemplu la Lămâiței, se întâmplă următorul lucru. Cei care fac stânga vor forța și vor crea un oarecare, vor bruia circulația celor care vin dinspre bretelele de la urmă către piață. Și ușor vor apărea blocaje. Și de aceea sunt trei faze de roșu acolo. Au verde doar cei care vin dinspre piață, în ideea care, în care cei care fac stânga să circule fără a încetini foarte mult, doar pentru a putea face virajul respectiv și fără să-i blocheze, ăsta este obiectivul major, fără să-i blocheze pe cei care vin dinspre Muncii sau dinspre bretelele de la 1 mai. De asemenea, ei vor avea, cei care vin din față de la 1 mai către gară, vor avea verde și de asemenea trebuie permisă intrarea în coridorul de mobilitate a celor de pe Lămâiței. Domnule, din câte țin eu minte, sistemul ăsta ar fi trebuit, conform termenelor pentru terminarea lucrărilor, etc., să funcționeze de acum vreo 6 luni. Așa e. Parcă așa nu puteau să funcționeze pentru că nu erau finalizate buclele inductive, cele care identifică. Nu, altceva și... vreau să întreb. Așa. Au făcut domnii aceștia care au venit și prezintă, probabil că s-au mai făcut în țară, au făcut vreo modelare sau o simulare pe un calculator a sistemului? Asta vă întreb, adică v-au prezentat vreodată în astea 6 luni de zile? Sau înainte? Adică să vină cu o modelare, o simulare. Pentru că de obicei așa se face. Păi, în baza acestei simulări s-au stabilit timpii care au fost presetați până acum, și care funcționează astăzi. Mergem mai departe cu întrebările. O întrebare, o să mai precizăm o dată, cu spitalul din Piatra Neamț ce se poate face? Mor oamenii, vă aveți și voi și pe voi vă doare capul de drumuri. Spitalul din Piatra Neamț, o să spun eu încă o dată. Voi răspunde și eu după ce spuneți. Spitalul din Piatra Neamț este în subordinea Consiliului Județean. Din păcate, cred că din păcate, primăria nu are, de fapt, nu știu dacă nu are posibilitatea să se implice, dar nu este direct în acest sistem. Domnul Bălănescu, deși și mie îmi plăcea cândva să scriu, eu nu pot să vin să scriu în ziarul dumneavoastră neinvitat și fără autoritatea de a scrie. Și cum ar fi ca primarul să se apuce să scrie în ziarul dumneavoastră, care ar mai fi credibilitatea? Bun. Am făcut o paralelă care poate puțin o vor înțelege și poate nu e foarte relevantă în acest context. Dar nimeni nu poate face ordine în curtea vecinului. Situația în care s-a ajuns la Spitalul Județean de urgență nu e de ieri de azi, nu este doar atributul administrației de acum, nu e doar atributul actualului
actualei echipe de consilieri județeni și actualei echipe administrative, problemele acolo sunt de 10 de ani. Și vinovat și răspunderea pentru situația dramatică în care se află Spitalul Județean Neamțu poartă toate partidele politice care s-au perindat în ultimii 30 de ani și care au văzut lucrurile într-o paradigmă absurdă, nefirească, ilogică și fără orientare pe termen lung și mai ales fără orientare către pacienți, către cetățeni. Însă ce se întâmplă astăzi când ne batem cu pumnii în piept, când ne dăm viața pentru țară și ne dăm sufletul și facem toate pentru a rezolva lucrurile când de fapt nu se întâmplă nimic, nu e în ordine nici asta. Eu pot face în dreptul meu ceea ce îmi stă în responsabilitate și în putere. 10 ani nu s-a întâmplat nimic în Piatra Neamț și era nevoie de atâtea lucruri încă de acum 10 ani, încă de acum 50 de ani. Nu m-am plâns cât de greu e și cât de puțin bani sunt, pentru că știți bine ce moștenire am avut, ce datorie istorică și cred că orice om care a avut vreodată în credit știe că pe perioada de final a creditului plătești cel mai mult. Atunci sunt ratele cele mai mari. Astăzi nu numai că plătesc pavelele și investițiile care s-au făcut acum 15 ani, se întâmplă și cele mai consistente investiții care s-au întâmplat vreodată în Piatra Neamț. Poate să spună cineva că nu era nevoie de puntea de la Ștrand, poate să spună cineva că nu era nevoie de puntea podul de la piață sau de la Orion sau de la spital sau de pe fermelor. Toate astea s-au rezolvat în mai puțin de un mandat. Cred că se vede cu ochiul liber că nu doar vreau să fac lucruri, le și fac. Mi-aș dori să pot să rezolv și responsabilitățile pe care le au alții. Nu le pot rezolva pe toate, pentru că, din păcate, acestea sunt posibilitățile, resursele pe care le avem. Dacă mi se cere ajutorul să intervin la Spitalul Județean de urgență, să mi se dea dreptul și responsabilitatea de decizie și fac lucrurile astea. Mai urgent mi se pare că suntem cu apa. Mai urgent mi se pare că suntem cu transportul public. Este o anomalie ca transportul public, de care beneficiază cu precădere pietrenii, să fie gestionat de Consiliul Județean Neamț în bătaie de joc față de pietreni. Mi se pare o anomalie și mai mult decât paradoxal, pentru că paradoxal este un cuvânt decent. Ce se întâmplă este un scenariu absurd în Piatra Neamț cu rețelele de apă gestionate de Consiliul Județean Neamț. Sunt mai multe discuții pe care le-am avut cu APASERV. Suntem blocați cu investiții la nivel de oraș pentru că nu se fac investiții în rețelele de apă. Nu se modernizează rețelele de apă care și domnul președinte al Consiliului Județean a recunoscut că sunt șvaițar. Având în vedere că de acolo nu se întâmplă lucruri, le cer să mă ocup eu de ele, pentru că mă interesează să rezolv această problemă pe termen lung. Nu am venit la primărie ca să fac lucrări superficiale și să arătăm ce frumos e. Vreau să rezolvăm problemele din subteran. Câtă vreme nu le cunoaștem, nu ne se aduc la cunoștință sau ne se aduc la cunoștință prea târziu, nu putem rezolva mare lucru. Motiv pentru care suntem dispuși și am avut o discuție prealabilă cu conducerea APASERV, urmează să avem o discuție și cu Consiliul Județean Neamț, ne interesează să luăm în curtea noastră și în gestiune proprie acele servicii publice de interes major, precum transportul public și rețelele de apă ale orașului, în ideea în care să putem să ne planificăm soluționarea problemelor. Să nu se aștepte nimeni ca bătând din degete sau dintr-o baghetă magică, imediat să le putem rezolva pe toate. Pentru că toate aceste probleme se rezolvă prin proiecte, prin management de proiect, prin gestionare de resurse materiale și umane și toate acestea sunt limitate. Dar pas cu pas, dacă avem această viziune, așa cum ați avut dumneavoastră orientarea și energia de a ajunge la numărul 600, ușor, ușor vom ajunge și noi să rezolvăm toate problemele orașului, dar trebuie colaborare și cooperare interinstituțională. Da, e o mică polemică pe site apropo de necesitatea lucrărilor și de faptul că unii spun, domnule, nu trebuiau făcute, alții spun că trebuiau făcute, de exemplu,
O doamnă, Bianca, Elena, spune, dar ce trebuia să facem? Să rămânem cu lucrurile de acum 30-40 de ani în Piatra Neamț? E, de fapt, toată cheia discuției. Bună dimineața, domnul Marius Eduard. Aș sugera să se ia în considerare mai mult spații de verzi și de joacă din jurul blocurilor și nu doar parcările. În oraș nu locuiesc doar șoferi. Total adevărat. Da. Alții spun, domne, nu trebuiau băgați banii ăștia în investiții, trebuiau bani băgați în pentru cei care suferă și nu au de niciunele. Acum, și viitorul cum îl asigurăm dacă ne ocupăm doar de cei în suferință? Da, eu citesc toate lucrurile acestea. De ce? Pentru ca să vă dați seama că, de fapt, există o dezbatere pe lucrurile astea și chiar și în timpul emisiunii. La Bruxelles, spune doamna Oana, bicicletele merg pe banda de autobuze, acolo unde nu se poate altfel. Doamna Oana este din Bruxelles. Voi la Piatra Neamț interziceți și probabil că n-am mai putut să scrie. Probabil că benzile de autobuze la Bruxelles sunt săptămâna mai largi. Trecută, rețeaua de piste pentru bicicliști e una extrem de generoasă. Probabil există câteva străduțe laterale sau chiar mai marginale, aș spune, unde se întâmplă astfel de situații și sunt marcaje speciale care indică acest lucru și drumul permite, dată fiind lărgirea respectivei străduțe, să se realizeze respectivele marcaje. Nu vă zic că intenționăm și noi acest lucru pe străduțe laterale, să venim cu marcaje care să permită coexistența benzilor de bicicliști cu mașinile aflate în deplasare pe respectivul segment de drum. Astea sunt chestiuni care necesită o planificare foarte atentă. Prioritatea pe care o avem în vedere astăzi este sistematizarea sensorilor unice la nivel de oraș în contextul coridoarelor de mobilitate. Adică în momentul în care ajungem să avem toate cele trei drumuri, artere principale, modernizate, să venim cu și vom avea și suficiente date preluate de sistemul de semaforizare și de management trafic, vom putea gândi și contura un sistem de sensori unice care să optimizeze timpii de deplasare la nivel de oraș și pentru participanții și pentru conducătorii auto. Bun, o mulțime de întrebări apropo de trafic. Când sunt pe banda a doua și pe prima sunt autobuze, cum ne ferim de o ambulanță sau o mașină de pompier dacă nici ea nu poate trece, dar ce sunt între benzi acele separate? Eu nu am văzut situații unde să nu se poată... E o întrebare, eu nu... Deci oamenii efectiv sunt interesați. Foarte bine. Și există această posibilitate, sunt porțiuni în care dacă... Doamne ferește, bateria unui celebru autobuz electric cedează și în spate are o salvare și pe banda cealaltă sunt mașini, se poate ajunge la situația aceasta. Deci nu știu dacă a fost luată în calcul sau nu, pentru că toate atunci nu are decât o singură soluție salvare. Să treacă peste acele separatoare. Bineînțeles, da. Păi de asta și să aibă și pe unde să meargă, pentru că dacă sunt mașini, nu poate trece. Centrul de comandă, cred că ați vizitat și dumneavoastră. Eu nu, dar au fost colegii mei. Au fost colegii dumneavoastră în centrul de comandă și au văzut acolo orice alertă, orice situație de genul acesta, apare în prim planul echipei care monitorizează traficul acolo și va permite acționarea și dacă nu funcționează de la sine sistemul de trafic care are acest obiectiv principal de a nu permite existența unor blocaje, se va putea interveni pentru deblocarea respectivului segment de drum pentru a
înlesni circulația mașinilor de intervenție, care nu circulă doar pe banda, pe o bandă sau pe alta, nu e o bandă care este pentru mașinile de intervenție, nu, și n-au voie. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, de asta e bine de explicat. Nici nu este, nici nu are restricția de a respecta marcajele și indicatoarele de circulație rutieră. Un îndemn la care mă alătur și eu, modificați sensul giratoriu de la Brădet. Este un lucru, cred că este și sunt făcute marcajele acolo, se va realiza aceste, se vor realiza aceste modificări. Între Muzeul de Istorie și intersecția de la Petrodava pe Decebal, de ce s-a reabilitat doar trotuarul de pe o parte? Pe partea cu parcările se vor lăsa așa, nemodernizat? Nu, se va interveni și acolo. Deci asta cu parc, cu trotuarele, nu e numai acolo, în mai multe locuri de pe coridorul exact. De pe Traian. Domnul Radu, care este stadiul actual, poate fi un răspuns fără înfloritură, a unei variante ocolitoare? Ieri un parlamentar, chilimele de neamț, a dat un răspuns, vreau să știu ce se știe la primărie. Sigur că se știe și la primărie. La CNAIR se lucrează la elaborarea studiului de fezabilitate pentru drumul expres. Până la finalul anului ar trebui să se recepționeze studiul de fezabilitate și să se declanșeze procedura de achiziție pentru proiectare și execuție. Asta înseamnă că în trei ani și jumătate vom avea drum expres, Piatra Neamț-Bacău, un drum expres care ar avea descărcare în drumul județean, în dreptul cartierului Speranța. De unde vor porni două variante? Una către, asta este la nivel de teorie, pentru că în momentul de față, de fapt trebuie să punctez acest lucru, este o asociere între CNAIR și Consiliul Județean în vederea realizării, proiectării și execuției variantelor ocolitoare ale municipiului Piatra Neamț. Asociere care funcționează, să zicem așa, dar veți vedea că nu e tocmai bine, de aproximativ un an, însă fără niciun rezultat. De ce? Pentru că interesul direct, principal, pentru realizarea acestei investiții îl are tocmai Primăria Piatra Neamț. Municipiul Piatra Neamț este principalul beneficiar și localitatea pe terenul căreia se va întâmpla cea mai mare parte a acestei investiții. Prin urmare, suntem direct interesați să fim acolo. Am transmis și conducerii CNAIR și conducerii Consiliului Județean Neamț că nu doar că dorim să intervenim și să fim parte a acestui parteneriat, ci trebuie să fim acolo. Da. Multe, foarte multe întrebări. Firma care a dat sistemul informatic, sistemul de management al traficului, este românească sau este din străinătate, întreabă? Este o firmă cu experiență internațională. Da. Asta cu Brădetul se revine asupra lui. O problemă asupra căruia se insistă foarte, foarte mult este aceea că hai domne să lăsăm totul și să băgăm banii la spital. Cred că am explicat odată de ce nu putem face asta și momentan și că nu ne-am declinat nici competența și nici interesul de a ne implica mai mult la Spitalul Județean Neamț, dar astăzi legal, administrativ, nu putem face asta pentru că nu avem niciun drept de decizie acolo. Da. Și autoritatea revine în integralitate Consiliului Județean Neamț. Întrebare directă, când se deschide grădinița numărul 2 din Piatra Neamț? Grădinița numărul 2 și grădinița numărul 6. Săptămâna aceasta am contactat personal constructorii și le-am dat termen ca până pe data de 3 noiembrie să facem recepția finală la ambele construcții, la ambele proiecte.
Situațiile sunt diferite, total diferite. Undeva e dezinteres sau slabă mobilizare din partea constructorului. Ne apropiem de final, dar lucrurile se mișcă încet și foarte încet de multă vreme, după prelungiri succesive, proiect fiind unul dintre proiecte fiind întinzându-se pe mult mai multe luni decât era necesar pentru a finaliza această investiție. Iar un alt constructor, deși s-a mobilizat exemplar și a dat tot interesul și a făcut toate lucrurile care au ținut de el la timp și din punct de vedere constructiv, din punct de vedere al lucrărilor efectuate, se putea da drumul încă de la începutul anului școlar, a fost întârziat de, nu știu, proasta inspirația de a-și alege un furnizor neserios de mobilă, care încă nu a livrat toată mobila acolo și nu putem face recepția finală până nu avem toate lucrurile puse la punct, inclusiv dotările și mobilierul. Furnizorul de mobilă este din Neamț? Nu este din Neamț și asta a fost, cred că, și una dintre probleme. Un furnizor care, un producător de mobilă, care a avut așa o ambiție de a cuceri și de a se promova pe cât mai multe dintre proiectele cu finanțare europeană și a reușit să încheie contracte cu câștigătorii mai multor licitații și se pare că nu reușește să livreze la timp tuturor. Săptămâna viitoare ar trebui să vină și ultimul tronson de mobilă și constructorul și-a luat angajamentul că va lucra zi și noapte, numai să termine și să ne predea odată lucrarea, că știe că copiii n-au nicio vină. Bun. O întrebare la care o să adaug și eu ceva. Deci când se va deschide școala numărul 5 din Dărmănești, întreagă domnul Dragoș. Și eu o să adaug după ce răspundeți ceva la acest lucru. La școala numărul 5 deja se lucrează la partea de finisaje și, din câte știu, s-au montat geamurile, au ajuns și ușile, s-au comandat dotările, mobilierul, se lucrează la centrala termică, se fac toate racordurile necesare pentru darea în funcțiune undeva la jumătatea săptămânii viitoare. Se lucrează foarte bine acolo și chiar e una dintre lucrările care merită date ca exemplu la nivel național din punctul meu de vedere, pentru că și acum eu sper ca și constructorul să fie și mai motivat și mai mobilizat după această disponibilitate de a-i prezenta ca exemplu la nivel național, pentru că din păcate mai avem nevoie și de exemple, din fericire, mai avem nevoie și de exemple pozitive între atâtea și atâtea probleme și necazuri. Bun, acum eu fac o completare. Nu este suficient ca cel care face lucrarea să o încheie la 30 decembrie absolut 2023. Este foarte important ca în paralel primăria să facă demersul pentru a obține toate autorizațiile necesare ca după vacanță copiii să poată intra în școli. Să nu se întâmple ca în alte părți, creșa, de exemplu. Tu ai făcut tot ce trebuie ca să-i dai drumul, dar n-ai făcut demersurile necesare. Adică aici autorizația de la DSP, nu știu dacă trebuie Aracipul să vină și aici. Toate astea ar trebui demarate probabil dinainte. Probabil având în vedere că s-a făcut o investiție atât de complexă. De asta spun, cineva ar trebui să vă informeze care sunt toate documentele necesare ca atunci când constructorul termină să nu dureze 3 luni, 4 luni, să fii nevoit să ții toată iarna, să plătești de la primărie bani în plus pentru spațiul celălalt. Domnul Bălănescu, principala responsabilitate pe care mi-am asumat-o prin acest proiect este de a și nu numai, prin acest cumul de proiecte care vizează modernizarea infrastructurii școlare, este tocmai pentru a crea condiții mai bune pentru copii, pentru elevi,
și pentru profesori. Și bineînțeles, un confort emoțional mult mai bun pentru părinți, care să știe că, pe de o parte, își trimit copiii într-o școală unde li se asigură toate condițiile și, pe de altă parte, nu trebuie să facă ei aceste investiții. Acesta este obiectivul meu pe termen mediu, asta însemnând maxim 4-5 ani de acum înainte, pentru tot ce înseamnă corp de clădire aparținând sistemul educațional din Piatra Neamț. Însă aici este nevoie de o colaborare eficientă și fără încrâncenare politică între toate instituțiile care trebuie să-și dea mâna pentru funcționarea actului educațional. Și mi-ați ridicat mingea la fileu cu exemplul cu creșa. Acum chiar stau și mă gândesc că ori nu am fost inspirat, ori trebuie să rezolv această problemă. Mi-am dorit să înființăm creșa Piatra Neamț, tocmai ca cunoscând îndeaproape care sunt nevoile acolo și având această orientare de a înființa cât mai multe creșe, de a moderniza cât mai multe creșe, să reușim să asigurăm nevoile familiilor tinere din Piatra Neamț pentru a întineri orașul și a-l împrospăta. Însă nu mi-am imaginat o secundă că cineva va folosi inclusiv autoritatea, puterea de a rezolva astfel de probleme spre a bloca astfel de proiecte. Mi s-a părut de neconceput așa ceva. Însă vedeți și dumneavoastră cu ce ne confruntăm. Lipsă de asumare sau mai degrabă comandă politică de a arăta cu degetul spre primar, care nu face, care nu rezolvă. Eu nu mi-am imaginat vreodată că un director de școală poate chema părinții să organizeze proteste la primărie că se fac proiecte de modernizare a școlilor. E de neconceput așa ceva. Și vorbim, culmea, și de școala 5 în această situație. Dacă va exista rea intenție și rea credință în continuare, probabil copiii nu vor intra imediat la ore la școala 5. Dar noi, primăria, ne vom face toată datoria și toate demersurile pentru ca acest lucru să se întâmple imediat după ce apropo de grădinița din clădirea. De creșa din Speranța, astăzi este ședință la București la Aracip. Am înțeles că nu sunt probleme. Ea va fi autorizată, după care pe flux decizia trebuie să ajungă la Ministerul Învățământului, Educației, mă rog. Mă voi auzi personal cu doamna ministru și pentru a... cât de repede dau ei decizia de autorizare și o publică în Monitorul Oficial, atunci, a doua zi, s-ar putea porni activitatea. Asta ca să declanșa procedura de angajare. E declanșată deja. Au venit 4 posturi. Unul este ocupat de un calificat, pentru că nu sunt în meseria asta încă oameni pregătiți, puericultori, nu mai știu cum, educator. Dar ceilalți sunt necalificați și am înțeles că lucrurile ar putea să înceapă de la 1 ale lunii, teoretic. Nu am fost niciodată pentru ocolirea regulilor și a legilor. Le respect în tocmai. Dar acolo unde pentru a face un bine, pentru a asigura o nevoie a oamenilor, trebuie să faci un mic compromis, îl faci. Din punctul meu de vedere, această creșă putea fi deschisă încă de la bun început, fără a se încălca vreo lege, fără a se încălca absolut nimic, pur și simplu având îngrijitorii și personalul deja angajat să-l pui pentru supravegherea copiilor, pentru acei părinți care chiar nu aveau soluții cu cine să îi lase. Această formulă s-a aplicat în sute de creșe, pentru că întotdeauna hârtiile se mișcă un pic mai greu decât ne putem mișca în realitate. Am asigurat toate condițiile pentru funcționarea creșei încă de la bun început. Cu gard, cu toate dotările, cu mobilier, cu asigurarea tuturor condițiilor necesare. Creșa Piatra Neamț avea personalul pentru a asigura funcționarea în regim de avarie. E drept, fără puericultori, fără tot personalul
necesar. Dar pentru a asigura o nevoie, putem face uneori mici compromisuri. Nu era nimic ilegal în a face acest lucru, dar este nevoie de asumare și este nevoie de colaborare sinceră și onestă. Ce fel de proiect de la Bruxelles, ni se scrie din nou, ce fel de proiect de mobilitate urbană nu ia în calcul circulația pentru biciclete? Apropo de proiectări în chestia asta și trebuie să precizăm încă o dată acest proiect pentru mobilitate pe zona respectivă, este din anul 2018. Am mai spus în altă emisiune, e adevărat, se puteau amenaja trotuarele astfel încât o parte să fie pentru pietoni, iar o parte pentru biciclete. Să interziși cu totul acest subiect. Haideți să măsurăm cu ruleta exact distanța dintre proprietăți, dintre casele care sunt pe stânga, cum vii de la bretele de la 1 mai spre piață, și spațiul verde care este pe dreapta, care este înregistrat în registrul spațiilor verzi și unde nu se pot face lucrări de drum sau de trotuar sau de așa, pentru că există o lege specială care care protejează și foarte bine face spațiul verde, în limitele acestea nu ai efectiv cum să mai pui și piste pentru bicicliști. Pe o variantă unde trebuie să asiguri o anumită fluență, nu poți să permiți circulația bicicliștilor, vom face amenajările necesare și chiar se lucrează în această perioadă pe progresului pentru îmbunătățirea suprafeței carosabile și a trotuarelor acolo, vom direcționa bicicliștii pe trasee care sunt la fel de care nu le vor lungi practic deplasarea foarte mult, însă îi va ține într-o zonă de siguranță. Trebuie să fim un pic flexibil și să nu considere cineva că le încălcăm în drept bicicliștilor. Dimpotrivă, vrem să îi protejăm și vrem să le asigurăm siguranța și un traseu pe care să se deplaseze fără a perturba circulația, pentru că, din păcate, sub zona tronsonul despre care vorbim, Dimitrie Leonida 9 Mai, are 12 metri lățime pentru suprafața carosabilă. Avem o zonă sau câteva zone, două, trei zone, unde se permite parcarea laterală a autovehiculelor și trebuie să le asigure accesul autovehiculelor respective și spațiul efectiv nu îți permite să mai asiguri mai mult decât 3 metri pe banda de circulație, că am văzut că cineva a luat o ruletă rusească, presupun, și s-a dus și a măsurat și a ieșit mai puțin decât e în proiect și decât e în realitate. Proiectul tehnic, cu toate datele și cu toate măsurătorile în teren, ne arată că asigurăm pe întreaga lungime a tronsonului de mobilitate bandă de circulație de 307 cm, plus minus 2-3 cm pe unele zone, însă asta nu duce sub 3 metri pe nicăieri. Doamna Simona, pe trotuarele modernizate de pe Calistrat Ogaș au început să pare, apropo că în perioada asta se toarnă stratul final. Astăzi și mâine. Astăzi da. Și mâine, da? Au început să parcheze cei ce... O mențiune. E posibil ca astăzi să terminăm. Am discutat personal cu constructorul ca astăzi să dea zor și pe cât posibil să finalizeze asfaltarea. Deci au început să parcheze cei certați cu bunul simț, deja au început să crape unele pavele, de ce nu delimitați cu bile din beton sau stâlpi metalici? În scurt timp vor distruge trotuarele, la fel și în zona liceului Calistrat Hogaș, a completat altcineva. Așa este. Întotdeauna proiectele de modernizare trebuie continuate cu proiecte de educație. Din păcate, educația nu vine de la sine, ea se formează în timp. Rezultatele nu vor apărea imediat, sper să nu fim naivi, că și eu am fost cândva și poate încă mai am o doză de naivitate, însă, din păcate, lucrurile acestea se corectează foarte greu, din păcate nu în luni, ci în ani. Însă, noi facem tot ce ține de noi pentru a schimba aceste comportamente. Însă, a pune bolarzi și pietroaie și bolovani, am încurcat și circulația acelor pietoni pe care vrem să-i aducem pe trotuarele orașului. Nu bolarzii și pietrele sunt soluția,
ci bunul simț. A atenționa pe cineva în momentul în care greșește, într-o manieră de bun simț, elegantă, care să nu producă furie sau să nu conducă pe cel atenționat să se simtă agresat și să se închidă într-o carapace care, cu care să se protejeze, în momentul în care îl iei pe cineva și îl bați pe umăr și spui, uite, cred că ai face mai bine așa dacă, sau mă deranjează că faci asta, cred că este mult mai onest și mult mai bine primit și poate mult mai ușor de acceptat decât în momentul în care te îndrepți cu furie către cineva și îl atenționezi. Însă poliția locală trebuie să facă asta. Și cer expres poliției locale și am dat această temă și pe Calistrat Hogaș și pe strada Bistriței. Vă aduceți aminte strada Bistriței, cum arăta înainte de a fi făcută și imediat după ce a fost reparată. Nu se putea circula decât pe o bandă de circulație, pentru că erau toate firurile parcate pe acolo. A durat luni până am reușit să disciplinăm și să se poată circula pe două benzi neîntrerupt și pe un sens și pe celălalt. Și nu e permanentă această situație, pentru că este nevoie de un traseu, de un parcurs al poliției locale în fiecare zi pe acolo pentru a asigura această permanentizare a conduitei celor care parcau înainte vehiculele acolo. Acum extindem zonele. Se întâmplă același lucru pe întreaga variantă. Tocmai pentru că orice mașină care oprește neregulamentar acolo produce blocaje în trafic. Acolo unde s-au făcut lucrări de modernizare, de asemenea, am solicitat poliției locale să intervină cu regularitate, să-și facă un traseu continuu, constant, să crească frecvența patrulelor prin zonă, tocmai pentru a seta această conduită în timp. Dar nu ne putem aștepta la rezultate imediate. E adevărat, efectul este că uneori apar fisuri sau deteriorări a unor lucrări abia efectuate. Unele, cele care se întâmplă până la efectuarea recepției finale, se remediază pe cheltuiala constructorului, că asta este situația, noi nu putem recepționa o lucrare deteriorată. Însă rugămintea este și apelul este către toți pietrenii de bună credință, haideți să ne împrietenim cu cei care ne deranjează, să-i aducem lângă noi, să le arătăm cum facem noi și ușor, ușor să propagăm acest exemplu către tot ceilalți. Eu mi-aduc aminte și închei partea asta, că prima dată când am atenționat pe cineva că a aruncat un gunoi pe jos era să-mi iau bătaie. Pentru că am zis-o ca românul, pe un ton un pic cam dușmănos, răutăcios și folosind un apelativ și o jignire. După care m-am civilizat și m-am autoeducat și astăzi, în momentul în care, mai ales că am și o funcție publică și nu vreau să-mi permit să dau lecții nimănui, merg prietenește la cineva pe care îl văd aruncând un ambalaj pe jos și îi spun, îl iau după umăr, mă dau ca un cunoscut al domniei sale, om se simte foarte bine că vine primarul, te ia de umăr și îți vorbește zâmbind. De fapt îi spun, așteaptă două minute, te rog frumos, mergi la ambalajul respectiv, că te-a văzut un copil și dai un exemplu nefericit. Și după două minute omul face cu ochiul și se duce și ia ambalajul de jos și se trece peste o situație delicată. Omul nu se simte atenționat într-o manieră neplăcută, iar eu sunt mulțumit că mi-am făcut datoria. Da, o ultimă întrebare. Vreau să-l întrebați pe domnul primar când se va face sens unic pe strada Aurorei. Ne tamponăm mașinile pe strada aia, care e stradă doar de o mașină de 2 ani. Am făcut sesizare la primărie și ni se spune că se va face. Nu pot să dau un termen, pentru că, vedeți ce dumneavoastră, unele termene nu depind de dorința primarului. E adevărat că pot exista și situații în care primarul zice, vă faceți așa cum zic eu, dar e posibil ca așa să nu fie bine și atunci eu trebuie să chem niște specialiști, să ne consultăm, eventual să mergem și în teren, să vedem la fața locului ce se poate, ce nu se poate, să vedem care este orientarea sensului unic, care este cea mai potrivită în funcție de cum circulă oamenii, să facem niște măsurători de trafic,
Și pentru că avem nevoie de un plan coerent, articulat și logic, nu putem să-l facem pe genunchi, trebuie foarte bine gândit în contextul tuturor arterelor modernizate în prezent. E o chestiune de câteva luni, deci nu dau un termen, dar în câteva luni vom avea resistematizate drumurile din oraș cu o gândire articulată și logică de sensuri unice. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Cred că o să facem totuși o emisiune în care să mai stăm și de vorbă, numai să răspundem la întrebări, că mă simt așa ca unul care nu mă transmite niște chestiuni. Așa, domnul Claudiu. Domnule Bălănescu, să vină mai des domnul primar în emisiune. Săptămânal cu să discute despre realitățile din acest oraș. Da, domnul primar va veni săptămânal atât timp cât este în oraș. Dacă nu, nu o să vină. Și dacă reușim și noi să ținem pasul cu emisiunile, e și asta o problemă. Mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Și eu vă mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care au urmărit această emisiune. Fac și rugămintea ca cei care au auzit, au înțeles niște lucruri, să le și transmită mai departe, pentru că propagând aceste informații reușim să aducem o stare de calm și vânătorilor de recompense sau de imperfecțiuni de pe rețelele de sociale, de pe rețelele socializare. Și dați-mi voie să lansez și o invitație acum pe final de emisiune. Sâmbătă vom face lansarea, inaugurarea pistei de atletism. Nu va fi cu tăiere de panglică, n-am tăiat niciodată panglică în viața mea, nu sunt adeptul acestui stil de inaugurare, însă cred că cel mai plăcut mod în care putem face acest lucru, mai ales că și vremea va fi una frumoasă din câte se anunță. Sâmbătă la ora 10 vrem să alergăm cât mai mulți pietreni și nu numai pe noua pistă de atletism și invit pe toți cei care sunt pasionați de mișcare, cu ghete de sport. Bineînțeles, invit pe toți cei pasionați de mișcare și pe cei care consideră că nu dau randament și eficiență pe culoarea albastră. Fac o mențiune aici. Cred că voi fi atenționat de colegii de la partid când am ales albastru care trebuie, tocmai din cauza faptului că nu mi-a trecut prin minte să aleg pe baza unei culori politice. Cine știe, albastrul poate se schimbă culoarea ales... Poate se schimbă culoarea partidului. Albastrul respectiv a fost ales la propunerea unor profesori de sport, în primul rând, și mai ales în urma unor analize cum arată stadioane moderne din lume. Nici gând vreodată de a alege culoarea pistei de atletism pe baza apartenenței politice, că altfel ar fi fost galbenă, vă zic eu. Galbenă este culoarea PNL și mi-o asum în totalitate. Deci nu are legătură cu culoarea politică. Și îi invit și pe cei care vor să demonstreze imperfecțiunile pistei de atletism. Nu zic că nu ar fi, dar măcar să ne le zică explicit. Astea sunt, e prea lată, e prea îngustă, e prea verde, e prea albastră, e prea... Am înțeles. Deci sâmbătă se poate merge de la ora... De la ora 10 alergăm pentru piatra. Bun. Mulțumesc pentru participare. Vă rog să-mi permiteți să anunț și eu ceva, dacă tot am vorbit despre sport. Vineri, de la ora 18, are loc meciul Ceahlău cu Șelimbăr în Liga a doua și așa, coincidența face ca peste timp, tot pe 20 octombrie, dar în 1919, să se înființeze prima asociație sportivă din orașul Piatra Neamț, care era legată chiar de clubul de fotbal Ceahlău. Despre toate acestea puteți citi, cei care mergeți la meci, la intrare probabil, asta se organizează ei acolo, veți primi un program al meciului care este un pic mai neobișnuit. E de fapt un ziar care are anul 1, numărul 1, 8 pagini deocamdată, publicație periodică dedicată CSM Ceahlău Piatra Neamț și sportului nemțean în totalitatea sa. Acum se distribuie gratuit ca program de meci, vom vedea mai încolo. Se cheamă Ceahlău ca și echipa și folosește marca înregistrată Ceahlău. Noi ne-a făcut mare plăcere ca la acest moment aniversar să edităm această publicație care va ajunge, repet, la cei gratuit
la cei care au bilete mâine la meci, vineri la meci. Biletele, știu că s-a făcut o reducere la 10 lei, deci cât mai multă lume la meci vineri. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că ați fost foarte mulți alături de noi și astăzi și vă dorim cele bune, cine vrea să alerge. Domnul primar, mai ridică mâna. Zice. Mai ridic și eu mâna acum, că vreau să urez și CSM Ceahlăul și noi publicații Ceahlăul la mulți ani și multă sănătate tuturor și hai Ceahlăul! Așa să fie, să hai Ceahlăul peste tot unde e această denumire, în fotbal, în presă și în alte locuri. Exact. Numai bine, oameni buni, a fost o emisiune în ziua în care noi sărbătorim 600 de exemplare de Mesagerul și iată o nouă publicație, sperăm să avem puterea să o ținem mai departe. Cele bune, numai bine!